Ne-am întors în direct, stimați telespectatori. Această fată este prietena foarte apropiată, foarte bună prietenă cu Luiza, fata dispărută în 15 aprilie din Olt. Fata aceasta este amenințată, dă articolul puțin, fata asta este amenințată cu moartea și s-a promis că îi se va pune capul, la modul propriu, în gardul liceului. Nu putem să lăsăm că în dreapta unde scrie acum sunt vorbe cumplite, pentru că cei de la Libertatea Publică, Serpe, stop, oprește. Acolo cei de la Libertatea publicau tot ce a primit fata ca virgulă corespondență pe telefon. Sunt de nepublicat, amenințări, înjurături, te tai, te fac, pe măta, pe, cumplit. Și Izabela este amenințată, după cum vedeți, îți pun capul în gardul școlii. Polițiștii, care replică la faptul că a sunat de două ori disperată fetița, a sunat la poliție, la 112, copilul. Și au considerat de rigoare să-i spună, băi, te amendăm dacă mai sun la 112. Aceasta e țara. Aceasta e țara în care fete sunt amenințate cu moartea, luarea capului și punerea capului în gardul școlii, iar poliția, la care a sunat fata, că ea a crezut tâmpita, necăjita, proasta, cum vreți, a crezut că dacă sună la 112, statul român o protejează. Nu, statul român, îmbrăcat în uniformă de milițian, că nu pot să spun polițist, i-a zis, bă, de ce sunt, mă, de două ori, vrei să te amendăm? Dă mai departe. Când ești pregătit cu sincronul fetii, dă-i, atât. Văzute la fața lui eveniment, ai sincronul fetii, l-ai găsit, Eddie? L-ai pus? Hai, caută sincronul fetii să-l dăm. Marius. Da, e clar. Să încearcă închiderea cazului, închiderea gurii, și probelor noi care vin, da, Valma, și o să vină din ce în ce mai multe, să se rezume la aceste două crime. S-ar putea ca acel polițist Marius Petcu, care căruia i s-a confesat acest criminal, să-i fi spus, domnule, hai să stopăm lucrurile, să se încheie lucrurile aici, da, cu cele două fete, să nu se meargă mai departe. Fiindcă eu cred că acest individ, acest criminal, a omorât mai multe fete care n-au vrut să prostitueze, pe unele le-a trimis la produs în străinătate și pe altele le-a urmărit. Cred că este vorba de un criminal în serie cu multe victime la timp. Da. Având în vedere că e o psihoză la nivel național, să dorește să închidă cazul. Vreau să fac o precizare. Da, atenție, se vor înhuma rămășițele celor două fete, atenție, cum se va și-a promis că nu. Închide, da, depinde de familie. Sper, da. Sper. Bun. Ancheta se va opri și lucrurile vor apărea alte evenimente și lucrurile se sting. Și vă dau un exemplu. Să nu uităm că Petrică Ciucă, în 2001, din Galați, a omorât patru tinere. Atenție! Da. Din Galați. A fost condamnat și acum e în libertate. Deci patru tinere, domnule, a fost un scandal. Mai spune o dată, pregătim, avem două știri, trei știri. Petrică Una Ciucă. Vor reia Marius Marinescu, a discutat cu colonelul Sideri, dar a discutat mai abitir cu o doamnă avocat. Am aflat și eu cu stupefacție care este, de fapt, regimul de încadrare a faptelor în cazul Dincă, pentru că, atenție, Dincă nu spune le-am omorât. Am venit, m-am speriat, am lovit-o, a căzut, s-a lovit și a murit. Acestea sunt elemente constitutive ale infracțiunii de lovitură cauzatoare de moarte, care sunt încadrate cu totul altfel decât... 6 la 12 ani, conform articolul 195 de cod penal. A doua veste este așa. În camera de protocol la B1, aici la câțiva metri de studiourile noastre, se află fratele lui Ion Râmaru. A venit pentru că a văzut promo-ul pe care l-am făcut începând cu ora 12.01. Omul m-a rugat așa. Domne, fratele meu, ca și tatăl meu, nu sunt criminali în serie. De ce râdeți, domnul? Păi cum să râdeți, domnul? Eu am scris acolo de taică-s-o. Domne, eu vă spun, domnul Bonel, ce mi-a spus omul. Bine. Eu sunt aici, moderator se numește ce fac. Eu încerc să-mi moderez. Știu. Spune că justiția română în perioada lui Ceaușescu, de care dumneavoastră ziceți că a scris în carte, nu a fost corectă nici cu Florea, nici cu Ion Râmaru și că nu sunt ei victime. Bun, eu fac așa. Scoate banda roșie cu Râmaru, te rog frumos, scoate banda roșie cu Râmaru și toate benzile galbene pe care le avem cu Râmaru. De ce? Pentru că omul m-a rugat, în memoria tatălui și a fratelui lui, Florea și Ion Râmaru, care sunt trecuți în toate analele criminalisticii românești, în toate manualele, peste tot, ca doi dintre cei mai odioși criminali în serie din istoria României,
sunt trecuți acolo, eu îi fac haterul omului ăsta doar pentru că a bătut o distanță foarte largă, foarte mare, până în, la B1 TV, ca să ne spună, să ne roage să nu mai... Să nu mai băgăm familia Rămaru și cazul Rămaru în dosar. Eu l-am băgat doar, atenție, doar pentru că Ion Sideri, colonelul aici de față, omul cu cămașa albă de lângă Marius, este unul dintre cei care l-au urmărit, au cules probe, au analizat probe și l-au prins pe Rămaru și l-au deferit justiție. Da, domnul colonel? În perioada 60-68 cât am lucrat la judiciar, l-am cunoscut pe profesor universitar Țurai, de la Institutul de Medico-Legal. El era șeful. El era șeful în perioada aia. Și am fost cu anumite cazuri, am asistat la multe tăieri de astea, ieșeau aburi din oameni, în fine. M-am obișnuit cu sânge și cu bisecte. Lăsați-mă, domnule, să spun și eu ceva. Ce dracu mă opriți, toată lumea? Da, domnul colonel, nu vă supărați. Păi nu mă supăr, domnule, când încep să spun, îmi pierd firul. Ca și dumneavoastră. Mai repede, și dumneavoastră. Da, mi-am cerut scuze, vă ascult cu drag. Așa. Domnul Țurai i-a luat amprentele lui tata lui Rămaru din 1940, niște crime, pe o stradă, lângă stadionul Progres. Le-a luat amprentele după un geam unde a intrat la subsol. Și a omorât tot așa în serie. Rămaru, când a fost anchetat, a spus, chemați-l și pe tata. Și ăștia nu l-au chemat pe tata, polițiști. Bun. Așa. Și a fost descoperit și... cadavrul acela aruncat în tren. Exact, exact. Ăsta, tata lui Rămaru, a fost și el criminal în serie. Asta e treaba. Da. Trage-o mai spre tine, nu mai spre tine, Marius, că e pusă între camera, între camera 1, uite-o în dreapta ta. E o cameră acolo. Da, am înțeles. Oameni buni, două secunde, aș vrea să spun ceva. Da, te rog frumos, pentru că prea am pregătit materialul de la Caracal de azi. Domnul Rămaru ar putea să ne spună un punct de vedere al dânsului, că e tot din Caracal, domnul Rămaru, care e aici în antecameră. N-are cum să ne spună, că tocmai ce i-am spus, că nu-l invit în emisiune, Marius. Poate bine. Bun, poate altă. Bun, și doi, pot să-i transmit dânsului, conform Constituției, are dreptul să ceară redeschiderea dosarului și acum, dacă are probe noi, dânsul, chiar dacă au trecut 50 de ani, vis-a-vis de Rămaru, se poate redeschide dosarul. Bine, vă rog frumos să fiți foarte atenți. Sunați-vă prietenii, vecinii și rudele. În comuna de unde a dispărut Luiza, o fată este amenințată cu moartea. Este așa situația fetii. Unul dintre părinți a murit bolnav de cancer, fie țărâna ușoară, iar celălalt părinte muncește acum în Italia, ca să o întrețină pe fată, să o ajute. Copilul are vârsta la care are nevoie de ajutorul familiei. Familia ei aproape că nu mai există. Mai are un frate. Vă rog frumos să mă credeți că este greu de ascultat ce anume s-a interzis de către familia Alexandrei. Dialogul dintre Alexandra și operatoarea de la 112, tragedia aceea pe care noi o considerăm cea mai abominabilă faptă pe care a făcut-o 112 și am aflat noi de ea, că ori fi fost și altele. Ei, vă rog frumos, ascultați-o pe fata aceasta, ca să vedeți în România, de după Alexandra, de după Luiza, de după implicarea premierului României, de după condoleanțele președintelui României, de după promisiunile nu știu cui că rezolvă cazul, de după intervenția lui Ana Birce, al ministrului Justiției, care a sunat-o pe mama lui Alexandra, uitați-vă puțin ce se întâmplă în același județ cu același 112. Este obsedat efectiv de mine și tot vrea mereu să facă rău. De exemplu, în data de 4-7, parcă da, atunci seara aia, după ce a murit tata, la câteva zile, a venit peste mine în casă noapte, era târziu, era ora 11:30 spre 12, mă pregăteam să mă culc, eram eu, vărul meu Sandu, și cu un coverișoară Mona. Eram toți trei aici, dormeam cu ei. A venit aici în fața ușii, cu parul, cu un briceag în mână, era îmbrăcat în negru, deci eu aveam un tricou negru ca să nu se vadă, practic, era într-un negru. Și a venit, mi-a distrus ușa, deci probabil intenția lui a fost ca să intre în casă. Da. Mi-a distrus clanța de la ușă, mă vedeți. După aceea, când eu am început să țip. Am început să țip și eu și feșoara mea, iar vărul meu Sandu a vrut să iese afară. N-am putut pe ușa aceasta să intrăm și să ieșim. Și bine a fost că dacă ieșeam direct cu parul în cap, am ieșit pe acolo.
Din păcate... Am știut pe motivul că dacă s-a smuls mânerul, n-am mai avut putut să ieșim. Această ușă. Da. Și am ieșit pe ieșirea cealaltă. Am ieșit pe ușa aceea și el, în fracțiune de secundă, fără să vadă nimic, pur și simplu, i-a dat cu parul în cap vărului meu. El totuși s-a ferit vărul, dar tot l-a șters, din păcate. L-a șters și i-a făcut aici o rană și i-a rămas și semn. A venit poliția, l-am sunat la 112, da, poliția. După ce s-a întâmplat toate astea, i-a mai dat câțiva pumni, câteva picioare, el a fugit. Pe poartă, a fugit direct spre Radomir, acolo. Am sunat poliția imediat. Domnii polițiști au venit după o oră. A trecut o oră, nu susit. Am mai sunat la o oră. Am mai sunat, el fugise deja. Da, el fugise deja. Am mai sunat și a doua oară. Că am văzut că nu vin. Și, după ce am sunat la oră, au spus că aveți dreptare, rămâneți acolo, o să venim, o să venim. Bun, i-am așteptat, au venit după o oră. Și când au venit, primul lucru pe care mi l-au zis, un domn polițist mi-a spus, dar de ce ai sunat de două ori? Vrei să-ți dăm amendă? De ce ai sunat de două ori? Domnule, sunt disperată, mi-e frică să mai stau la mine în casă. Pur și simplu, mi-e frică să nu mă omoare. Deci, eu pur și simplu am rămas cu traumă. Eu noaptea când aud câinii călătrie, eu mă sperii efectiv. Eu noaptea nu pot să dorm. La mine în casă eu nu mai dor de frică. Au venit dumnealor, nici n-au intrat în curte să vadă... Să-mi vadă ușa sau să vadă, nu. Au stat la poartă. M-am rugat, în final au intrat. În final au intrat, au stat puțin pe aici, mi-a cerut, da. Dar cu ciucu vai, ca să vadă ușa. Da, erau foarte, foarte înverșunați, foarte revoltați pe noi, că de ce am sunat a doua oară? Dacă vreau vreo amendă sau ceva. De ce am sunat a doua oară că nu trebuia să fac asta? Deci băiatul ăsta trebuie să fie arestat. Nu are absolut nimic. N-a venit polițiștii să ne întrebe și pe noi a doua zi. Bă, domnul Ciobanu, dumneavoastră a fost bătut aseară, am auzit, a venit, a sunat la 112, a sunat de două ori și a venit poliția. Bun, le-am luat declarații, le-am luat tărea, stați liniștiți, ne ducem noi, luăm declarații, să veniți să dați și dumneavoastră declarații. Absolut nimic. Noi am dat, cum zice, am fost la, ne-am deplasat la postul de poliție aici, la noi în comună, la postul de poliție, nu am găsit pe nimeni. Mai era o bancă acolo, așa, de se mă ducea câte o babă, bătrână, în ciumac, de reclama și ea că i s-a furat o bicicletă, o găină, un cocoș, un curcan. Da, ai dracu, polițiști de n-au luat-o și pe ea și au aruncat-o la fier vechi, unde au dat-o, nu știu, ca să nu poată să mai șadă lumea în picioare o oră, două, să aștepte de unde vin ei. Că ei nu au și un program pe ușii, nu au și un număr de telefon. Ei ce fac? Păi sunt învățați. Ne-am întors în direct, oameni buni, acesta a fost... Acesta a fost o parte din materialul colegilor referitor la ce se întâmplă acum cu poliția din aceeași comună, din același oraș, din același județ, cu 112 serviciu din același Olt, județul în care Alexandra a sunat, ați auzit, și acum i s-au luat la analiză oasele. Astăzi se vor lua, după cum vedeți, aveți imagini, chiar dacă sunt un pic ne la locul lor, sunt doar pentru că sunt condiții mai dificile de transmis din acea pădure, avem imagini. Se caută resturile umane, s-au găsit din câte am înțeles, n-am văzut până acum, dar iau de bună măcar parțial știrea, oase, resturi umane care se presupune că ar fi ale Luizei. Da, domnul Cornel, a vrut să spune ceva? Da, am vrut să spun că se presupune și ăsta e prezumtivul criminal. Până în ore și domnul Marius Maniescu a spus foarte clar. Dom'le, vrea să se pună Batista pe țambal, să fie cazul închis cât mai repede, s-a descoperit criminalul, intră la pușcărie, iese pe câțiva ani, care e 60 de ani, peste 60 de ani, iese repede, corect. Maxim 3 ani de zile iese. Corect. Lovituri cauzatoare de moarte, atâta e. Atâta e. Datorită vârstei și asta. Ascultați-mă ce vă spun eu. Tot ce vedeți acum, părerea mea, n-am fost acolo, am urmărit și eu la televizor. Dar l-am văzut pe domnul Dan Diaconescu, l-am văzut pe domnul Butoi. Mă cunosc toți. Pe domnul Dan Diaconescu nu aveți unde să-l vedeți, l-ați văzut pe domnul Antonescu. Dan... Antonescu. Antonescu. Dan Antonescu. Antonescu. Antonescu, sigur. Da, da, da. Antonescu, da, am greșit. Da. Tot ce vedeți acum acolo este circ. Ascultați-mă pe mine. Da? De da. Ce? De ce? De ce? Fiindcă oasele astea când se duc, se duc la Institutul Medico Legal. S-au dus. Și s-au dus. Astea care le-au descoperit acum. Nu, ale Alexandrei s-au dus în weekend și în două zile a fost gata rezultatul. Mă îndoiesc.
Dar dacă ziceți dumneavoastră... Nu, eu nu spun, domnule, spune IML-ul. Spune IML-ul. Marius. Chiar și Dicutul din București, după cum văd eu, vrea să închidă cazul cât mai repede, cum a spus și domnul colonel, nu vrea să extindă asupra grupărilor ăsta de crimă organizată, de reper de fete, de prostituție. Poate să ajunge și la Deveselu. Că în ultimul timp am văzut că săptămâna trecută, 95 de soldați, de militari de la Deveselu au plecat imediat în Statele Unite. De ce oare? Că au avut și relații cu exact prostituate, băgate de astea. Mai e un aspect. Vedeți dumneavoastră, sunt peste 5.000 de crime cu autori necunoscuți. 5.000 de crime. Oare câți criminali zburdă printre noi? Oare câți criminali sunt poate vecini, mai îndepărtați sau mai apropiați și ne pun viața în pericol? Și oricând se poate repeta ce s-a întâmplat la Caracal și în orice moment și nu se va întâmpla absolut nimic. Crezi se va închide pune, tu, crezi da. Tu crezi ca și domnul colonel Sideri că se va pune Batista Pățambal? Eu cred că se va pune Batista Pățambal și am dat un exemplu cu Petrică ăsta Ciucă din Galați, 4 crime, tinere, tot la fel, tineri violați, s-a închis cazul, condamnat la 24 de ani, este în libertate. Asta s-a întâmplat în 2001, acum. Deci cred, și atenție, și zic în felul următor, domnule, dumneavoastră presa, și știu Tudorai că ai arătat și tu, grupările de crimă organizate, clanurile de România, împărțite pe sectoare, pe zone. Uite, în Caracal sunt 3 clanuri într-un orășel de 30.000 de locuitori. Deci clanurile astea și-au liniștit puțin activitatea până să încheie ancheta și vor începe de nou să lucreze. În mod normal, președintele României, și fac un apel către domnia sa, domnul Klaus Iohannis, care răspunde de securitate națională și ordine publică, deci obligat, fiindcă răspunde în sensul că este șeful Consiliului Suprem de Apărare a Țării, că n-are atribuții directe. Conform atribuțiilor, dânsul se ocupă de politică externă, securitate națională și, atenție, ordine publică. Să convoace imediat un comitet de urgență format din DICOT și toate serviciile de informații și să le stabilească un termen scurt de destructurare a tuturor grupărilor de crimă organizate din țară. Fiindcă domnia sa este președintele României, nu este președintele grupurilor interlope din țară. Deci asta este un pericol foarte mare, atentat la siguranța siguranța națională și securitatea națională, domnia sa, ce ar trebui să mai facă dânsul? Atenție! Să ceară deci Parlamentului și Guvernului să se înființeze o structură imediat pe scheletul SRI-ului, gen FBI, care să aibă putere fantastică, procurori, atenție, ofițeri de investigații, atenție, ofițeri de informații, să aibă telecomunicații, deci STTS-ul, să fie cuprins în această structură SPP-ul, la fel cum e la americani. Deci la americani FBI-ul are eficiență cea mai mare. A destructurat toate structurile de crimă organizată, răpirile și traficul de persoane, la fel, răpiri și așa mai departe, corupția, deci se ocupă. Crezi, și... Marius. Da. Deci asta, și mai spun încă, imediat, un alt plan de măsuri, să înființeze imediat instituția sectoristului, cum e înainte, de sectoristul, atenție, cu structura lui de informații, se ocupă și veghează la monitorizarea infracțiunilor după 2-3 vreau să intervină, domnul colonel. Domnul Barbu, eu am venit aici ca să spun niște lucruri reale. Ce se întâmplă? V-am spus, să pune Batista Pățambal. Asta am înțeles. Să pune Batista Pățambal. Clanurile de acolo, nu numai de acolo, din toate orașele, eu știu mai multe chestii din alte, știu de Constanța, că am răspuns de Constanța, 17 ani de zile a fost în brigada ministrului de interne pe litoral. Bun, știu, vreau că au trecut ceva ani de atunci. Vă întreb, dar ce acum m-a fi? Flerul și experiența, să vă spun că aici se încearcă ce? Ce? Să îl bage pe ăsta la pușcărie, că el a spus că are 2 crime. Eu nu știu dacă are 2 crime. Păi de ce a spus dacă nu le are? Ca să scape. Păi sunt lovituri cauzate de moarte, că a fost învățat să spună chestia asta. A fost învățat să spună. Că nu le-a omorât. A dat lovituri cauzate de moarte. Care scapă în 2 ani jumate, 3 scapă de pușcărie. Dacă eu vă spun. Și clanurile alea care trimet fete la produs în sănătate, mai ales în Italia, presupusul criminal era o fată care a lucrat în Italia.
Și acolo s-au dus multe fete de aici, de, da, de la acum care... nu putem acuza femeia, nu mai e fată, e femeie. Nu putem acuza, ba mai mult fata Ludinca a spus că va da socoteală toată lumea care s-a luat de ea și de afacerile ei din Arad. Da. Și domnul Conel, stați un pic că nu e așa. Nu e așa. Nu există decât declarația unui om de afaceri din Arad, care, din ce am înțeles eu, are și el interese în acest dosar, având să-i dea o sumă mare de bani fetei Ludinca. De-aia nici nu mă bag. Nu intru pe strada asta, pentru că e o stradă... Nu ne băgăm în chestia asta. Dar vreau să vă spun că am văzut la televizor, din Italia, italieni, care e în legătură cu fata, care vor să vină în România să declare... Nu vă luați după ce spune totdeauna. Nu chiar tot ce se spune italienii, atunci. Italienii? Eu vă întreb așa, domnul Sidari. Da. În opinia noastră, cinstit. Da. Cât la sută din poliția României de azi este o poliție care lucrează în favoarea ăluia de acasă, adică a cetățeanului, și cât la sută este blat cu infractorii și cu lumea politică? Dar gândiți-vă bine la răspuns, că nu e așa ușor. Da. Cred că peste 15% lucrează cu infractorii. Asta e părerea mea. Da. Doar 15%. Da, da. Nu mai mult. Restul sunt cinstiți și corecți. Mario. Dar sunt îndepărtați din ăștia care spun adevărul. Deci, sunt scoși la pensie. Răspunsul ăsta mi-l pot da cei de la DIPI. Atenție, DIPI nu s-a desființat, s-a restructurat pe timpul lui Cioloș. Deci, în momentul de față, și în Olt, există două birouri, atenție, care se ocupă de protecția... S-a transformat. S-a restructurat și a micșorat numărul. Nu mai există, domnule. Ba există, cum să... M-am interesat eu, există. Deci a micșorat numărul. Deci sunt două birouri la Olt, atenție, de protecție a celor care lucrează în sistem și un birou de investigații la Olt. Al celor de la DIPI. Există în momentul de față trei birouri. Mă, pe bune? Sigur. Desigur, deci DIPI există. DIPI există și a micșorat numărul de angajați. Și sigur că nu mai are aceeași putere cum avea înainte, până să vină, știu eu, primul... Deci poliția internă a Ministerului de Interne există. Și ei ne pot spune exact câte situații de corupție. Mă voi întoarce cu acest dialog, mă voi întoarce la tine. Cât mai avem? Luăm publicitate acum, da? Hai să luăm acum 2 minute 3 de publicitate, să revenim. Ne-am întors în direct, stimați telespectatori. Imaginea aceasta a făcut în conjurul planetei. Este vorba de o planșă de carton sau de lemn, nu știu exact, pe care se află oasele găsite în așa zisul cazan sau ceva. Las-o un pic, stai stop cadru. Din curtea lui Dincă. Oase care au fost trimise la București, la IML, la Mina Minovici, au fost deja analizate. O să discutăm probabil mâine sau prin mai în detaliu despre oase și ADN. Dar astăzi vreau să vă arăt cât de simplu e, dacă faci o investigație jurnalistică, nu neapărat de procurori, de investigatori, de anchi... Nu. Jurnalistic. Toată lumea a văzut, tot globul pământesc, până în Canada și Australia, au văzut aceste oase. Nimeni, până în momentul ăsta, nu v-a arătat, dă-i drumul, Teddy, că pe planșa asta, dă-i să curgă, pe planșa pe care a văzut-o, repet, toată țara, la toate televiziunile, în toate ziarele, în online, peste tot, există undeva, o să vedeți imediat, iată, le-a încercuit Teddy, există, uitați-vă cu mare atenție, stop, una, două, trei, patru, la vedere, nu-mi dau seama dacă sunt mai multe, clame care sunt folosite de fabricanții de sutiene, femeile, fetele știu la ce mă refer, bărbații mai puțin, clame folosite pentru reglarea bretelelor la sutien, funcție de poziția sânului și înălțimea sânului, poziția față de umăr și nevoia de a avea o bretea mai lungă sau mai scurtă la sutien. Deci în cenușa din curtea lui Dincă, în cenușa aia, sunt evidente clame metalice ale unui sutien, cel puțin ale unui sutien. Mai departe, n-a văzut nimeni că ceea ce este considerată bijuterie, dă-i drumul, Teddy, să curgă, ceea ce este considerată, știți că pe planșa asta sunt prezente bijuteriile, Marius. Sunt trei inele, într-unele ziare un inel, la unele televiziuni două inele. În realitate, o să vedeți imediat, sunt trei inele. Un obiect, nu știu nici eu, nici cei cu care m-am consultat, nu știm ce poate reprezenta obiectul ăla. Un lănțișor, e imediat, iată-le. Deci, dă-i mai jos, Teddy, un pic. Stop!
un inel, două inele, trei inele, repet, un inel, două inele, trei inele, un lănțișor, acesta e lănțișor, obiectul care nu știu ce este, are un fir, nu știu, de ce să vorbim dacă nu știm. Și, atenție, a fost prezentată ca jumătate de brățară acest obiect. Îl vedeți? Puteți intra acasă pe orice pagină de internet să găsiți fotografia asta, o măriți că se poate, orice calculator, laptop face asta. Și veți constata că asta nu este o jumătate de brățară. Am fost păcăliți, am fost mințiți. Nu. Este o bucată de lanț care folosește ca agățătoare a unei haine mai scumpe, mai de preț, mai de soi, în cuier. Repet. Hainele mai scumpe, geci, canadiene, sacouri de damă, rare ori de bărbat, 90% de damă, au, dacă sunt de firmă, dacă sunt scumpe, dacă sunt mai de soi, nu au aici o gaică din materialul respectiv al gecii sau din piele, nu. Au agățătoarea din metal, stimați telespectatori. E un lănțișor, îl vedeți aici, cu două bride, cu două capete speciale ca să poată fi cusute. Sunt ca niște nasturi. Aceste două capete sunt ca niște nasturi. Concluzie. A mea. Cine sunt eu? Nimeni. Acest obiect v-a fost prezentat în presă ca fiind jumătate de brățară. N-are nicio legătură, este o vrăjeală. Ora procurorilor, ora polițiștilor, ora cui ne-a dat informația asta, care este unul dintre cele multe fake news-uri. Este cu certitudine de 99,9%, ca să-i citesc pe ea imediat, domnul colonel, este o agățătoare de haină mai de soi, de firmă. Da, domnul colonel? De ce nu s-au topit când s-a ars oasele? Vede ce mă întrebați pe mine, domnul colonel? Păi da. Atenție. E logică să reziste la temperatura aia. Păi nu știu, acestea sunt inelele, oprește puțin, inelele astea, domnul colonel, le vedeți inelele astea, și cu lănțișorul, sunt din argint. Dar de ce nu s-au topit? Nu știu de ce nu s-au topit. Păi cum? Adică rămâne oasele alea, zeci de oase acolo. Calcinate. Astea nu s-au topit. Nu numai că nu s-au topit, au forma, după cum vedeți, aproape intactă. Domnul Beliș, care a fost director, a spus, domnule, trebuie temperatură de 1400 nu, de nu, grade. Nu, domnul Beliș n-a spus 1400, a spus puțin. Da. A spus directorul de la crematoriu, un fost director de la crematoriu. Nu contează. Vă spun eu, rezultatul, mâine o să discutăm despre temperatură și ADN. Azi am discutat despre mașina Renault Break, care apărea în dosarul Luizei fără nicio noimă. Absolut fără nicio noimă. Mai o chestie. Vezi tu, lumea e foarte speriată. În momentul de față îți țin copiii acasă, fetele acasă, nu mai pleacă nicăieri, pleacă însuțite de părinți. Tinerii noștri vor să plece și mai abitire în străinătate. Zice, dom'le, nu mai avem siguranță deloc. Eu cer STS-ului, cu acordul tău, bineînțeles, dar cere că e o emisiune liberă, STS-ului să facă niște simulări, să vedem dacă astăzi se întâmplă o situație similară cu cea a Alexandrei. Deci sună cineva. A sunat un om la 112 de pe șosea. Nu e nevoie. Să vedem dacă într-adevăr. Nu, că unul a cerut ajutor după șosea și nu l-au găsit. Nu l-au găsit. Când acum? Acum două zile. Trei zile. A sunat după șosea, nu era nicio simulare, avea nevoie de ajutor. Unul la Galați, sau unde era Teddy ăla? Ți-au ce aminte? Era unul, unde? Cred că la Galați. M-a sunat de pe șosea, am o problemă medicală. Da. L-a sunat înapoi poliția, nu l-a identificat. L-a sunat salvarea, nu l-a identificat. Băi, l-au sunat de trei ori înapoi. Omul era disperat. Atenție, cu aplicația, folosind aplicația. Bă, m-ai înțeles? Tu vrei să faci simulări? Auzi, înseamnă că e bătaie de joc, înseamnă că nu s-a schimbat absolut nimic. Domnule, are FBI-ul, atenție, are FBI-ul birou în România. Au o expertiză extraordinar de mare. Să nu uităm că au stații de emisie, recepție puternice la DVZ-ul. Dacă s-a apelat la FBI, atunci, în cazul Alexandrei, imediat FBI-ul identifica poziția în care se află Alexandrei. Da, domnul Colin, văd că nu sunteți de acord. Nu sunt de acord. De ce atâtea persoane americane care lucrează la DVZ-ul au fost trimiși acasă? Păi, n-ați venit să mă întrebați pe mine, dintea mai investigatorul? Da. Păi de ce? Au avut legături cu prostituatele de acolo. Din sunteți care răutăcios, n-are cum să fie așa. Ba da. Nu, eu dezavuiesc tot ce spuneți, că n-are cum să fie așa. Cum bine, o să fie militarea americană niciodată? Deci de veselul e la 6-7 km așa, de Caracal, da? Știți cât costă închirierea unei garsoniere acum la Caracal?
ca București, 250-300 de euro. Știți cine au închiriat garsonile respective? Hai să ne interesăm. Poate faceți o dezbatere pe tema asta și faceți niște investiții. Poate ne spune cineva de ce n-au fost prezentate ca probe aceste agrafe folosite în confecționarea sutienelor și faptul că ceea ce i s-a prezentat ca fiind jumătate de brățară a Alexandrei este de fapt o agățătoare specială pentru haine de scumpe, haine mai de soi, așa, rămasă, o vedeți acum, iată-o, acea agățătoare de la o haină scumpă. Avem publicitate, domnul colonel, da. Și revenim imediat. Ne-am întors pentru concluzii cu Marius Marinescu și cu colonelul Ion Sideri, unul dintre oamenii care au participat efectiv la prinderea lui Râmaru în anii 70. Marius. Am vorbit cu domnul general Mitran la Bruxelles, astăzi m-a sunat și mi-a spus, domnule, ce se întâmplă în România, cazul ăsta de la Caracal, cazul de la Colectiv, ne-au dat înapoi cu aproape 12 ani, exact ne-au dus înapoi la vreți momentul aderării la Uniunea Europeană, când am promis prin NCV că vom destructura toate grupările de crimă organizată, corupția, nu s-a făcut nimic. Și tu nu se tu face, apelul tău către cine? Nu se face către domnul Iohannis, este apelul meu, ca domnia sa, în calitate de reprezentant al României, atenție, al statului român, să ceară imediat destructurarea toatelor... Cui? Deci celor care se ocupă DICOT-ului, atenție, SRI-ului și a tuturor serviciilor de DIPI și așa mai departe, de informații care ar trebui să se ocupe ca prioritate națională, fiindcă e o problemă de securitate națională, și să înființeze imediat acea structură care să fie după scheletul FBI-ului. Când se va face asta, domnul Conan? Niciodată. Poftim? Niciodată. Ce spune domnul Marinescu, astea sunt bazme. Nu sunt bazme. Astea sunt cerințe și cerințe să se întâmple. Degeaba. Ca să nu mai fim un stat corupt. În toamnă vor fi alegeri pentru președinție. O să vedeți că este tot domnul Iohannis și n-are domnul Iohannis interesul ca să nu se pună Batista pe țambala aici, domnul, dar nu toată. Cine pune domnul șefii de poliție, domnule? Ia lasă-l, domnule, care o teorie. Ia zice domnul Sideri. Domnule, domnul Iohannis trebuie să iasă din nou președinte. Nu că vrem noi. Noi putem să votăm ca la Băsescu. 7,5 milioane au votat să fie dat jos și a venit din afară o erată de la Curtea Constituțională. Aveți dovezi? Da, am dovezi. Am dovezi. Da. Nu pot să cred că aveți dovezi. Să ni le prezentați și nouă. Ce ai zis, Edic, a venit? 18 declarații din Ministerul de Interne. Mi-a dat Doru Mărieș o știre extrem de importantă. Îți mulțumesc mult, Dorule. Cum îl cheamă, Teddy, pe ăla? Stai mă, că am uitat cum îl cheamă. A fost demis? Cum? Sindili, băi! Sau Sindilă. Cum îl cheamă? Imediat. Tudore a fost demis, Sindile, ăla de la jandarmi, cu 10 august, deci, care era interimar șef la Jandarmeria Română. Astăzi... A fost demis. Da. Astăzi, când vorbim, atenție, toți șefii de poliție, județeni și nu numai, și toți șefii de la DP sunt numiți, atenție, cu sprijinul Consiliului Județean, cu sprijinul, așa, da, da, așa, politic, așa, cu sprijinul, da, politic al președintelui Consiliului Județean, bineînțeles, cu susținerea clanurilor interlocutori. Vreau să ne oprim un pic aici, să vă mulțumesc mult amândurora. Domn colonel, o să-l mai invit, pentru că are niște dosare fabuloase, dosarul Băsescu, dosarul Chioveși. E bine ce zic? Să citiți întâi cartea. Da, n-am apucat să mă uit pe ea. Vreau să vă spun așa. Da. Dacă mi s-a părut că întrebările pe care le-am pus procurorului general al României nu sunt la locul lor, eu mi le asum în continuare. Eu sunt convins că sunt bune. Eu sunt convins că voi primi, nu eu, părinții. I-am spus domnului Ponecran, i-am scris domnului Licu să le răspundă părinților. Părinților Luizei și părinților Alexandrei și tuturor părinților din România, nu pentru mine. În altă ordine de idei, rămâneți cu B1 că urmează Răzvan și Radu cu Bună România, iar dacă ne ține Dumnezeu sănătoși, ne revedem mâine la ora 16 și vom discuta în mod special despre oase și ADN-ul.